Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou vlog de pe șantierul nostru din Frankfurt. Vreau să vă spun două lucruri. Cred că va începe, nu știu dacă se vede. Hai, focalizează-mă. Nu vreau să focalizeze. Va trebui să-mi cumpăr o cameră, ce e adevărat. Îmi voi cumpăra în viitorul apropiat. Toate le voi face în viitorul apropiat. S-a înnorat afară și voiam să vă arăt cum arată. Al doilea lucru este faptul că ieri am ajuns mult prea obosit acasă și nu am putut să am editat doar jumătate din vlog, iar astăzi voi vrea să editez cealaltă jumătate de vlog. Veți vedea despre ce este. Dacă sunteți curioși, vă rog să-mi dați un like la acest clip și să ne apucăm de treabă, deoarece astăzi, uitați, ne-a venit un nou coleg. Pedro, say something for the people. What? Something good. Please. Work, Arbeit. Arbeit. Cu el am lucrat. V-am povestit în clipurile anterioare că cu el am făcut echipă în bun jumate de an la Gletuit. La Gletuit Profi. Cu el am mai învățat câte una alta despre Gletuit Profi, despre cum se face. Și haide să-i dăm la treabă. Mă, nu-și găsește vesta. El și-a scris numele pe ea. Și am venit până aici, jos, la container, ca să își găsească vesta respectivă. You find it? Nu-i cu toate la cap. M-am gândit să vă fac câte un mini clip cu fiecare coleg în parte. Sunt portughezi, sunt patru, nu vreau să le zic numele. Deja pe Lino știți, pe Pedro știți. Și... What I have? Yes, because I am profi. Yeah, you are profi? Tu zapsarapane profi. Hmm? Mi-a și furat un creion. Păi, zapsarap! Acum pot să zic că mă înțeleg, că pot să glumesc, că pot să fac multe lucruri. Calino, nu! Seri? V-am spus ieri cum știe colegul meu Lino să tragă chinul, cum știa să se plimbe. Acum i-a ajuns colegul ăsta la Pedro, din concediu acasă. Și asta este cum să trage chiulul, cum să se plimbe, cum să facă treburile astea. Dar o facem împreună. Și când faci ceva împreună, înseamnă că e echipă, în pui mei. Cu Lino nu pot face nicio echipă. Nici nu știu ce face. Caută ceva, nu știu ce caută. Caută ziua de mâine. Hey, what do you want to find? That mean is Theo Fernandez? Știi că poate că e aici șeful nostru. Dar nu mă interesează. Astăzi e vineri, nici iarba nu crește. Da, mi-a povestit Petru cum a fost când a plecat în Madeira, unde stă, de aici, cum o trebuie să facă testul. Așa că o să vă explice și acum pe engleză, că el nu știe românește, dar... Say to the people... Well, I'm going to make it yes. The thing. Put something in the nose. Yes. In the mouth. And after? And after, put, go to the... On the part to make it, the thing is positive or negative. And you must wait how much? How long? One day. Almost one day. Yeah. I make in the evening and then in the morning. And after after one day in the morning you receive the thing negative. E negativ omul. Nu are nou coronavirus, nu are coronavirus. Kind of. Așa că ne bucurăm, pot să stau... No, we don't need one meter upstand. I don't make
The test, but I am sure that I I don't have coronavirus. Is the person in my dad? Hey, 2 metri, yeah, 2 metri, what? Sighi. Uite că s-a și luat un metru distanță. Un metru, un metru. Ai un metru abstand. Ce avea? Eu nu tengo. Un metru. Eu nu tengo coronavirus. Da, trebuie să facă testul din cauza că... În Portugal, avem one frau, three months, three months, make dry test, yeah, dry test, negative. Yeah. Then try make one... One more time? One more time, one more time, positive. Three months. Cum e asta? Three months. 4 luni de zile nu a avut femeia respectivă coronavirus și după aia au încercat să-și mai facă de, nu știu, de câte ori și-au făcut testul. How, how much she make the test? Infirmant. So much time? De vreo 10 ori și-a făcut femeia... Testul i-a ieșit negativ și nu știu câte ori a ieșit pozitiv. După 10 ori. Păi dacă mă fac o dată și iasă negativ, mi-ajunge. Nu mai vreau să fac de 100 de ori. E dacă fac de încă 2 sau 3 ori, o să-mi iasă și mie pozitiv. Scuzați-ne engleza, noi concepem o altă fel, un alt fel de engleză, dar ne înțelegem. Acum sunt toți împreună. S-a certat, îmi pare rău că n-am avut camera deschisă, dar s-a certat înainte. 2 secunde. Ca și acum. Eu nu înțeleg că vorbesc portugheză. Ia un bonbon to relax, bă. With calciu. Good or not? Yeah, it's good. It's not so smooth. It's okay. Metri 5, como assim um metri 5? Ah, não me fica mais quieto. Eu vou andar para o seu estupro sem saber o que é. Não é normal isto, é todavia se certa. Todavia se certa. Ora, de aici, eu trebuie să duc. Mi-a zis Lino ăsta că... 1,70. Zis că din 3 metri o tăiat 1,86. Serios? What? Lino told me he cut from 3 meter 2 pieces or something like that, but I think this 1 meter 70, 1 meter I don't know how much, more than 70. Mergem acum cu și eu am una. Mi-e aici, mi-e în spate. O să mergem să le punem pe astea. Give me here. How much we need? Fear? Mergem să le strângem în șuruburi.
Doamne, dar ce societate! Asta am vrut să vă zic, Călin întotdeauna când el face pe șeful. Lui place să facă pe șeful și e normal să-i enerveze pe ăștia alți. Dar să vedeți Cristiano cum se enervează, cum își iasă din pepeni când efectiv Lino face pe șeful. Mama mia! L-ați văzut cum stă pe telefon? Dejaba. Am fost. Respir greu pentru că am umblat 3 etaje. Aveam la 2 etaje, aveam la etajul 5. Toate sculele și trebuie să umblu după. Bă, ăsta e nervos să mă oră dracu dacă nu jur, iară nervos. Pentru că o trecut o oră și ceva de când suntem pe șantier și nu am făcut nimic. Păi oamenii trebuie să-și caute să-și găsească sculele pentru că au fost efectiv în concediu. Și tu ce faci? Zim, tu ce faci? Tu ce ai făcut? Tu ce ai produs? Nu face pe șeful, că efectiv faci prostește pe șeful. El tot arată ora la oameni, cât e ceasul, că de când stă și... Doamne, iartă-mă! I am here! Trebuie să-și caute sculele pentru că atunci când cineva merge în concediu, efectiv pe ceilalți nu interesează. Lucrează cu ale colegilor și nu le pun și nu mai știu unde le pun, nu interesează și e normal să când vii din concediu să-ți cauți, eu știu, îți găsești ciocanul la colegul în găleată, îți găsești flexul la celălalt coleg în găleată, îți găsești vinclu, nu știu, la Fernandez, la șeful în birou, e normal să cauți o oră de vreme unde mi-e flexul, unde mi-e creionul, unde mi... Nu mergi, nu toată lumea e ca mine și ca fratele meu să-și ducă, eu știu, astea mici acasă, că dacă nu le-aș duce acasă, dispar de aici. E normal să le cauți. Astăzi avem de modificat aici, fraților. După cum vedeți, am scos deja profilele care erau pe verticale aici, deoarece nu erau bine puse. Trebuie să scot profilul ăsta. Să tai aici. Am scos piulițele, dar trebuie să tai aici și sus să-l scot, îl fixez cable box-ul ăsta, îl fixez sus cu un șurub și aici vom pune pe orizontală, cred că pe ăsta îl vom pune, care e pe verticală. Scoatem afară și îl vom pune pe verticală. Așa că spor la treabă să avem și să rămânem sănătoși, să nu se întâmple nimic cu noi. Vreau să vă zic să nu pățim nimic, deoarece na, se pot întâmpla tot felul de lucruri. Eu deja mi-am tăiat degetul, m-am lovit la degetul ăsta. Se pot întâmpla în construcții tot felul de minunății. De asta spun, astea sunt destul de... grinzile respective sunt destul de grele și sper să nu avem mari probleme și să nu ne rupem oasele.
Trebuie să tai asta la 2,90 m, cum am zis. Trebuie să o pun, punem pe verticală. Pedro al meu s-a dus după bormașină în container, așa că îl voi aștepta cu minte. Hai că am și terminat astăzi. Cred că o să-l închidem, dar nu astăzi. Va trebui să mai facem încă unul pe celălalt. Și mă duc să încep alt perete, să... Peretele ăsta va veni tot jos. Toate profilele va trebui să le dau jos. Profilul ăsta la fel, jos toate profilele și că va trebui să punem un cum să vă arăt din partea asta la altă, se vede mai bine. E plin de cabluri, nu se vede bine, dar va trebui să punem tot așa un profil pe orizontală, din cap în cap. Sau așa, cel puțin așa am înțeles. Da, crezi că e așa cum am zis eu? Nu e așa cum am zis eu. Acum nu știu dacă a durat 30 de minute. Sau hai să zic 40 de minute, până au venit și au zis că eu deja eram pe punctul să-l dau pe ăsta jos, după aia să-l dau pe celălalt jos, eram, desfăceam ciuruburile, zice nu, să pun colțarul ăsta aici înapoi, să pun un UV-ul aici, să le strâng toate înapoi, că va veni astea, nu le mai dăm jos, schimbare de plan, vom pune doar de aici, orizontală, până acolo. Sau, deocamdată, așa se vorbește. Acum așteptăm să vedem. Da, cam așa o să vină. Aici o să vină profilul pe orizontală. Și cam asta este. Pe ziua de azi. Vă mulțumesc încă o dată pentru că v-ați uitat la mine. Sper că vă și distrați și mai și învățați ceva din ceea ce vă arăt eu cum se muncește aici, în ce fel de sistem. Nu uitați să apăsați butonul de subscribe, să vă abonați la canalul meu, să-mi dați un like sau un dislike, să apăsați clopoțelul pentru mai multe notificări. V-am pupat!